Copilaș, Domnul să vă binecuvinteze. Știe cineva ce imagine aceasta din fața noastră? Cine știe? Spuneți, Casian, cele 10 porunci. Deci observați, sunt cele două table ale legii lui Moise și vreau să vă zic o poveste pe care au inventat-o evreii. O poveste spune că la începutul lumii Dumnezeu s-a întâlnit cu niște oameni. S-a întâlnit cu o nație de oameni pe care voi o știți și pe care nu vreau să vă spun. Și le-a spus așa, să nu furi. Și lor nu le-a plăcut și au zis, nu-mi place. Așa ceva nu-mi place, că nouă ne place să furăm. S-a întâlnit Dumnezeu cu românii și au zis să nu minți. Și la români nu le-a plăcut porunca asta. S-a întâlnit Dumnezeu cu evreii și au zis, vreau să vă dau și vouă niște porunci. Și evreii au întrebat, îți gratis? Și au zis, Dumnezeu, da, atunci dă-ne 10. Și au 10 porunci. Asta e o poveste, nu e o realitate, v-am zis numai o poveste. Cert este că Dumnezeu este Cel care face cadouri, suntem în luna cadourilor și avem aici două table ale legii pe care Dumnezeu le-a făcut cadou oamenilor. Ce cadouri a mai făcut Dumnezeu? Vă rog frumos să fiți atenți și să-mi ziceți, că sunt multe cadouri. Spune tu. Ce? Zi mai tare. Sufletul. Dumnezeu ne-a dat un suflet. Sunteți de acord că Dumnezeu ne-a dat un suflet? Copiii din sală, vă da Dumnezeu suflet? Și vă bucurați? Bun. Alt cadou. Hai, ziceți. Spune tu. O familie. Ne-a dat Dumnezeu familie. Vă bucurați de mama și de tata? Să ziceți și voi ceva cadouri. Spuneți și voi. Ce cadouri? Gândiți-vă. Hai. Spune. Mâncare. Sunt în Africa atâția copii care n-au mâncare și Dumnezeu ne-a făcut cadou mâncare. Mare lucru. Spune Casian iarăși. Mântuirea. Deja ne apropiem de tema noastră. Spune și tu. Apă. Da. Spune. Aer ai zis. Ce ai zis? Har. Milă. Spune? Natura. Bun. Cine nu mai zis nimic, spune? Un instrument. Domnul să-l binecuvinteze pe Tudorel. Amin. Spuneți? Vocea, ca să puteți cânta. Cine nu mai zis? Zi tu? Pe Iisus. Extraordinar. Bun, și de aici, că aici am vorbit prea puțin, spuneți, hai, zi tu. Haine. Bun. Tu? Viața veșnică. Spuneți și voi două fetițelor? O casă. Și tu? Bun. Spune tu? O școală. Vedeți câte cadouri am primit noi de la Dumnezeu. Hai, mai ziceți voi doi și după aceea vreau să ne apropiem de tema. Animale. Are cineva de aici animale acasă? Aveți animale? Înseamnă că le iubiți, nu? Dar are cineva de aici cal? No. Da, pisică. Oh, super. Cățeluș? Wow, n-am știut. Trebuie să venim la voi în vizită, să ne jucăm. Spune. Voce. Bun. Bun, copilaș, haideți să ne uităm puțin la poruncile astea. Eu cred că mai este un lucru pe care Dumnezeu vi l-a dăruit și trebuie să fie ca un cadou de la Dumnezeu, și anume telefonul. Are cineva telefon de aici? Ridicați mâinile. Și voi? Aveți telefon? Măi, copilaș, măi. Eu la vârsta voastră n-am avut telefon. Numai când eram, cred că la final de liceu am avut telefon, poate la facultate. Vă dați seama? Și acum este o problemă. Eu vreau să vorbesc un pic despre cele 10 porunci ale telefonului utilizat corect.
Mesajul meu e un pic atipic, pentru că nu merge exact după tipicul nostru, da? Dar am primit în cadou, am primit pe Mântuitorul Domnul Iisus Hristos și aș vrea să ne uităm la astea 10 porunci ale telefonului utilizat corect. Bun, aș vrea să vă întreb ce căutați voi pe telefon. Vă place să vă uitați la desene? Oh! La cine îi place să se uite la desene pe telefon? Să văd. Bun, și de aici? Desene pe telefon? Jocuri. La cine îi plac jocurile? Wow! Trebuie să facem data viitoare o predică despre jocuri, să vedem cum le putem utiliza corect. La cine îi plac știrile sau filmulețele astea cu știri? Vă plac? Puțin tei. Bun. Haideți să ne uităm, dar telegrafic, ne uităm la cele 10 porunci, vedeți 10. Și acum fiți atenți că eu vă spun ceva, prima poruncă, și voi îmi ziceți o imagine. Ce imagine vi se creează în mintea voastră? Fiți atenți. Prima poruncă, da? Ascultă de părinți. Ce imagine puteți să-mi ziceți ca să ne rămână în minte? Ascultarea. Ce imagine spune? E bine, ai înțeleg ce zici, tu zici o explicație, dar mie îmi trebuie o imagine. Uite cum e imaginea asta, spune. Biblia. Eu știți la ce mă gândesc? Ce e asta? Deci când e prima poruncă a telefonului utilizat corect, înseamnă că te gândești la ce? La ce copii? La ce ne gândim? Nu la nas așa. Bun, știe cineva vreun verset din Biblie despre ascultare sau ascultă? Dar cu referire la copii, da? Știe ce? Spune. Asta e. Bun, eu ți-aș fi dat și microfon să te audă toți. Ați auzit toți ce au zis? Copii ascultați, hai să zicem toți odată, să audă toți copiii. 1, 2, 3 și copii. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Sunteți de acord? Da. Dar știți de ce? Scrie Biblia că cei care ascultă o să aibă o viață lungă. Voi vreți să trăiți mult? Da. Câți ani vreți să trăiți? Cel puțin, câți ani? 100? 2000 de ani? Băi, 80? No, 80. Casian e un pic mai realist, 80. Deci gândiți-vă un pic, deci urechea, da? Asta e imaginea cu urechea și litera A, ascultare. Că mergem în ordine, așa cum... Bun, haideți să vă zic al doilea lucru, a doua poruncă, citește ce? Și cu litera B, da? Pe Biblia. Și acum la ce vă gândiți? Când auziți porunca a doua, la ce imagine? Spune. Zi mai tare. Ce? A, la ochi, la ochi. Merge și asta. Eu m-aș gândi la niște ochi și la o Biblie, la o carte. Ochi și carte. Dar avem verset biblic care să ne spună despre citirea Bibliei. Știți voi? Spune Amos. Cum? Verset, da, în Biblie sunt versete. Dar îmi trebuie un verset să-mi-l zică cineva despre citirea Bibliei. Hai, ziceți voi dacă știți. Citește Biblia sau spune. Domnul e păstorul meu, ăsta e verset din Biblie. Da, știe cineva Iosua 1:8? Nu? No? Poți să-l afișez. Și dacă poți fă-l cu negru sau nu știu cumva să-l vedem, dacă nu schimbă background-ul să-l vadă copii. Cartea, haideți să citim, cine știe citi? 1, 2, 3 și, haideți. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta. Care e cartea legii? Biblia. Și mai citim, da, de acolo. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci
tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi la școală, vedeți, în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cum? Cu înțelepciune. Deci asta e porunca 2. Mergem la porunca 3 și porunca 3 sună așa: biserică în familie. Ați făcut biserică în familie? Ați făcut? Și cine în familie e păstorul în biserică? Cine conduce programele? Noi, voi ați făcut biserică în familie, cu mama și cu tata. Și ați făcut cina Domnului. Măi. Bun. Deci, biserică în familie. La ce imagine ne gândim când spunem asta? Părtășia, că asta e părtășie. La ce imagine? Spune tu. Bun, ai făcut. Dar la ce imagine ne gândim când spunem biserică în familie? Spune. Citim, ne rugăm, cântăm. Bun, spune. O harfă și niște ochi. Ați auzit ce frumoasă imagine? Harfă și ochi. Cântare. Dar eu mă gândesc că toate astea s-ar încadra așa, într-o imagine cu o căsuță și cu o cruce în vârf. Seamănă asta biserică. Ideea de biserică o transmite. Și atunci suntem la litera B, la porunca 3, biserica în familie. Și Biblia spune: roagă-te nascuns. Și Dumnezeu, care vede nascuns, ce face? Îți răsplătește. Și atunci, dacă voi vă rugați nascuns, Dumnezeu vă răsplătește. Mi-a povestit o familie din Austria că pleca un copil de acasă și afară era un câine de la vecin și îl speria. Și aditare îl speria. Gândiți-vă, să ieși tu din curte și acolo la gard să fie un câine care aproape să rupă gardul, să sară cu colții, să te sperie, să te enerveze, să te duci tremurând așa la școală sau să vii acasă plângând: mamă, nu pot să mă duc, mi-e frică, uite câinele la poate să sară peste gard și să mă sfâșie. Și într-o zi, mama, la părtășia cu copiii, i-a spus celui care era fricos să se roage. Și el s-a rugat. Și după ce s-a rugat, s-a întâmplat ceva. A venit într-o zi așa de bucuros acasă, zice: mamă, m-a ascultat Dumnezeu, a murit câinele vecinului. A zis mama: mă, să taci, mă, că ne dă asta la poliție și ne cere după aceea despăgubire. Taci, taci, te-ai rugat, e problema ta, taci. Nu zice la nimeni nimic. Dar vedeți, aduc rezultate rugăciunile în familie. Am știut un copil care nu putea să învețe. Nu putea să învețe. N-avea ținere de minte. Și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ajutat să învețe. Am știut un copil care cerea de la Dumnezeu o pereche de Adidas și a zis: mie îmi trebuie Adidas roșii. Nu știu de ce i-a plăcut lui Adidas și roșii. Dar n-au trecut multe zile și s-a dus la ei cineva și le-a dus cadouri. Și la copil i-a dat, știți ce? Adidas roșii. Dar am știut un copil care n-a vrut să se roage. S-au rugat toți frații lui și au zis: Doamne, vin sărbătorile de Crăciun, aș vrea și eu asta. Și au mers într-o zi la ei cineva cu o mașină. La toți cei care s-au rugat le-a dat cadouri. Ăla care n-a vrut să se roage, n-a primit nimic. Știți de ce? Ba era papucul prea mare, ba era prea mic. Ba era haina prea nu știu cum. Măi, nu i-o găsi nimic. Și-a zis mama: acum te pui și te rogi. Și-a început să plângă și-a zis: Doamne, iartă-mă că n-am vrut să mă rog alături de frații mei. Și n-a trecut decât o zi și s-a dus cineva și i-a dus cadouri numai pentru el. Haine, papuci, dulciuri, jucării, numai pentru el, pentru că a început să se roage. Să nu uitați, părtășia în familie. Asta e porunca a treia, biserica în familie. Porunca a patra a telefonului utilizat corect este ceasul zeciuielii. Așa l-am numit eu. La ce vă gândiți când auziți asta? Ceasul zeciuielii, la ce? Spune? La un ceas. La un ceas. Știți ce înseamnă aceasta? Dumnezeu ne-a dăruit timp și avem 12 ore, să spunem așa, pe zi, 12 ore de zi, 12 de noapte, și atunci ar trebui măcar o oră să-i dăm lui Dumnezeu.
Cum putem să-i dăm lui Dumnezeu o oră? Haideți că acum voi trebuie să știți. Cum? Spune? Dar zi tare, bine. Să citim o oră din Biblie. Copii, sunteți de acord că îi dăm lui Dumnezeu o oră dacă citim din Biblie o oră, da? Bun. Altceva, că mai putem face. Spune tu. Să venim la biserică. Sunteți de acord? Da. Bun. Altceva? O oră, spune? Să ne rugăm. Să ne rugăm. De acord? Da. Bun. Tu? Să ne rugăm. Bun. Asta e bună. Rugăciune trebuie multă. Tu? Să ne rugăm pentru biserică și pentru toți frați și bun. Care sunt bolnavi. Domnul să ne ajute. Spune și tu? O oră să cântăm, o oră să ne rugăm și o oră să stăm la biserică. Deja au făcut 3 ore. Asta are de 3 ori zeciuiala. Nu, în fiecare zi. Am fiecare zi câte o oră. Bun, bun, bun. Spune tu? Să cântăm. Să cântăm. El iubește cântarea. Domnul să-l binecuvinteze. De aici mai trebuie să-mi zică cineva, spune? Să-i dăm inima. E bun, e bun, e bun. Bun. Mergem la porunca 5-a și cred că ne oprim aici că-s multe, 10, dar poate data viitoare vedem, le mai continuăm. Ascultă vocea conștiinței. La ce vă gândiți când auziți cuvântul conștiință? La o imagine, iar ne trebuie o imagine, spune? Conștiință. Spune mai tare. Ce? Ascultare, bun, bravo, bravo, bun. Creier, bravo, ăsta e cel mai deștept, bun, îmi place. Deci gândiți-vă un pic, o imagine când vezi un creier, când vezi un creier, atunci te gândești la conștiință. Știe cineva, spune, minte, bun, 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 perfect. Spune și tu? Înțelepciune. Știe cineva cuvântul conștiință, ce înseamnă, ce înseamnă știință? Știință. Și apoi vedem con. Ce înseamnă știință? Hai, spuneți, spune Casian. Știință. Ceva care explică, ceva care știi, da? De la a ști, de acolo vine știință. Și atunci con știință înseamnă că eu și cu tine suntem doi, știm același lucru. Adică conștiință vine de la faptul că eu și Dumnezeu știm același lucru. Într-o zi, vă povestesc asta și apoi vreau să închei, într-o zi eram la școală și m-am dus cu colegii mei undeva la o tipografie și știți ce am pățit? Am pățit o treabă foarte urâtă. Părinții mei mi-au zis să nu fur și mie îmi plăcea să cam fur. Eram cam prăpădit, îmi plăcea să fur. Când am ajuns la tipografia aceea, mi-a plăcut foarte mult ceva, am văzut acolo ceva. Știți ce m-a supărat cel mai mult? Cei de la tipografie le-au făcut cadouri la profesori. Dar ce? Mie de ce nu mi-au făcut cadouri? Păi copiii erau foarte mulți, erau peste 100. Cum să facă ei 100 de cadouri de la o tipografie? Nu-i nimic. Lasă că mă duc eu și îmi fac eu singur cadou. Și atunci m-am apropiat de un loc și era acolo, așa făcut din plumb, o matriță cu niște litere frumoase și pac, am băgat-o în buzunar. Și azi nu mă vede nimeni. Dar știți ce a început? A început conștiința. Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, în creierul meu aici, știți ce făcea? Și inima mai ales, că putem pune și o imagine de inimă. E așa îmi pulsa inima. Mi era așa de frică. Băi, am făcut o prostie, măi. Părinții m-au învățat să nu fur. Uite ce am făcut. În mintea mea venea Dumnezeu, că asta înseamnă conștiință, vocea lui Dumnezeu. În mintea ta e un fel de telefon când îl deschizi și zici, alo, acolo zice, aici Dumnezeu, asta e conștiința. Și atunci a venit la mine în mintea mea, în capul meu și zicea, alo, da, Doamne, ai făcut o prostie, repede lucrul ăla, scoate-l și pune-l acolo, că dacă nu-i mare problemă. Nu vreau, Doamne, nu vreau, îmi place să-l am. De ce? Numai eu să nu am. Și imediat s-a întâmplat o foarte mare tragedie pentru mine. Au venit cei de la tipografie, au zis, a dispărut o matriță foarte importantă. Copii, ați luat voi ceva? Și atunci, după instinctul de turmă, fiecare au zis, nu, nu, nu. Și eu am strigat mai tare ca toți, nu, nu, nu. Eu n-am luat nimic, dar aici era problema. La mine în buzunar. Știți ce s-a întâmplat? Ne-au pus pe toți, ne-au încolonat și au zis, percheziție, ca la poliție.
Și au început să-i caute pe colegii mei prin buzunare. Se apropiau de mine. Vai de mine, mi s-au negrit în fața ochilor. Mă prind ăștia că-s hoți. Și eu-s și pocăit. Știți ce am făcut? Uite așa, am luat obiectul ăla, l-am pus așa pe picior. Făcut așa, un pic așa și pac, am făcut așa. Dar cum era din metal greu, s-a auzit odată pe beton așa, cling, 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 tare, tare, parcă a explodat o bombă în capul meu și am speriat. Dar eu am auzit la normal, eu am auzit la normal. Și imediat a zis, ăsta-i hoțul. Ah, m-am înroșit, știți cum m-am făcut? Caz fecla roșie la față. Tot m-am înroșit. Bă, pocăitule! Ai, ce mi-a fost de rușine după aceea. Veneau fetele din clasa mea, zice, pocăit hoț, pocăit furăcios, așa îmi ziceau. Și atunci, ani de zile, au trebuit să mă tot pocăiesc, să mă tot, vai, eu-s pocăitul. Da, vedeți, și eu am făcut prostii, cum faceți și voi. Dar într-o zi m-am dus și m-am rugat și am zis lui Dumnezeu și încă am scris pe listă. Am luat o listă și mi-am scris toate păcatele și am scris și furt, hoție, am scris tot. Și după ce m-am rugat, am rupt lista asta și am aruncat-o în WC odată. Altă dată am luat lista și iar am citit-o și am plâns și am zis iartă-mă și am dat foc la listă și am zis gata, s-a terminat cu ele. Uite, așa m-am mărturisit eu înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, astea sunt problemele cu care noi ne confruntăm. Eu vreau să rămân la astea cinci, au trecut timpul și vreau să mai auzim cântări, dar aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru voi. Gândiți-vă un pic la problema telefonului, că dacă îl utilizați prea mult, e foarte, foarte, foarte nociv. Foarte nociv. Sunt explicații, sunt tot felul de lucruri și creierul vostru, să știți, o să sufere foarte mult dacă voi folosiți telefonul foarte mult. Dacă îl folosiți moderat, atunci e extraordinar. Ca și cuțitul. Cine merge de aici cu cuțitul în buzunar la joacă? Nimeni. Cine merge cu cuțitul să doarmă, să-l bage sub pernă? Numai un om bolnav cu capul. Dar vedeți, telefonul, ca și cuțitul, măi, te duci și tai pâinea, intri și citești ceva pentru școală, te informezi, dar nu toată ziua dă-i pe jocuri. Că atunci dacă toată ziua ești pe jocuri, e mare problemă, spune. Putem citi din Biblie. Hai că vă mai întreb ceva și pun punct. Ce jocuri vă plac? Asta e o întrebare de 100 de puncte. Hai, spuneți. Spuneți. Spune tu ce joc îți place? Niciunul. No, asta este jocul numele niciunul. Spune tu. Niciunul. Volei. Ce ai zis? Niciunul. Lasă-mă, dă-mi pagină, nu vă cred. Spune-mi tu. Basket, no, bine, dar spuneți-mi de jocuri pe calculator, că pe mine astea mă interesează. Ce jocuri? Mario, ați auzit de unul Mario? Da! Și vă place? Nu! Nu vă place? Băi, dar ce vă place, mă? Hai, spuneți-mi, că eu n-am aflat nimic de la voi, spune-mi. Cum? Wow! No, nici n-am auzit, trebuie să mi-l scrii. Spune. Tot ăla. Asta înseamnă ce înseamnă? Pentru noapte sau patru nopți? Că nu înțeleg. Spune ca să iau. Cum? Valorant. Oi, 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 bun. Spune tu? Valorant. L-o zis și ca să iau. Bun. A, stai frumos. Sora Iulia te-a felicitat copiii acum. Au zis că jocurile ce le dai tu cu versete din Biblie. No. Domnul să te binecuvinteze. Spuneți voi. Bun. Tu? Tu? Dar zice stare, să vă audă și ăștia de aici. Tu spune? Da. Tu? Wow. Spuneți voi doi? Spune? Măi, dar ce e Roblox-ul ăsta? Trebuie să mă joc și eu odată, să-l văd ce-i cu el. Eu nu știu ce e ăsta. Și ție-ți place? Spune tu? Bun, 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 lasă că o să vorbesc cu învățătorii să-mi faceți o listă, să le văd un picuț. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, eu vreau să rămân la gândul ăsta, dar nu uitați că Dumnezeu ne-a făcut cadou cele 10 porunci pe munte, ne l-a făcut cadou pe Domnul Iisus Hristos, cel mai mare cadou, și avem și obligații. Astea 10 porunci ale telefonului utilizat corect, să nu le uităm, celelalte spuneam odată, le amintesc. Spune. Cum?
A, jocuri despre Iisus. Bun, și astea sunt foarte bune. Dar Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Hai, frate Marius, și continuă. Fraților și surorilor, s-a citit un text, sau mai bine spus, două texte frumoase, binecuvântate, care vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos. Eu am rămas oarecum dator copiilor, că am făcut ieri o sărbătoare aici, în locul acesta, și am început o temă pentru copii. Și dacă îmi dați voi, aș vrea să continui cu această temă, pentru că unii au venit, unii copilași, și m-au întrebat că, să le spun, care sunt următoarele puncte. I-am făcut un picuț curioși și am început cu ei cele 10 porunci pentru telefonul utilizat corect. Este o limbă mai, un limbaj mai accesibil, mai aproape de inima lor. Și aș vrea să continui cu ideile care mi-au rămas ieri, pentru că probabil unii se vor uita pe reluare, alții sunt aici, și toate să fie făcute cu rânduială, cu pace și în favoarea sufletelor noastre, cu spor duhovnicesc. Domnul să ne ajute! Ieri am vorbit despre prima poruncă pe care Biblia o aduce în fața lor, și anume, ascultă de părinții tăi. Ascultă de părinții tăi. Au fost unii ieri care n-au înțeles oarecum ce are a face cele 10 porunci din Biblie cu cele 10 porunci pentru utilizarea telefonului. Dar am încercat, fraților și surori, să mă duc un pic pe limbajul copiilor, să-i fac să înțeleagă. Știți de ce? Pentru că tehnologia este o mare cursă, este un mare pericol dacă nu știm să o utilizăm corect. Exact ca și cuțitul. E arhi cunoscut exemplul, cu un cuțit poți să tai pâinea sau poți să faci lucruri urâte. Așa e și cu tehnologia. Ori, aici, în cadrul tehnologiei, există cel puțin 3 pericole majore. E pericolul timpului pierdut, da? Pierdem timp și se spune, și sondajele spun, că în medie un copil din Statele Unite, un copil cu vârsta între 8 și 18 ani, își petrece în fața ecranului sau în fața unui telefon, în fața unui dispozitiv inteligent, 7 ore, cel puțin 7 ore pe zi, cel puțin 7 ore pe zi. Vedeți, e pericolul acesta al timpului pierdut, să pierdem timpul și niciodată nu o să-l mai găsim timpul acesta. Ori Biblia ne spune, da, Biblia ne spune foarte clar, și o să mă refer mai jos un pic, Iosua 1:8, cugetă asupra cărții acesteia cât? Zi și noapte, zi și noapte. Vedeți? Și atunci vine Domnul și spune, există un pericol al unui timp pierdut. Sau vine Psalmul 1 și spune și acolo, exact pe aceeași linie. Noi trebuie să cugetăm asupra cuvântului lui Dumnezeu continuu, continuu, continuu. Și un pericol pe care îl aduce tehnologia este pierderea timpului. Al doilea pericol, pentru că după aceea o să intru la poruncile astea, știți de ce? Vreau un pic să contextualizez. Vreau să intrăm în miezul acestei probleme. A doua problemă este problema socializării. Copiii noștri au probleme la nivel de socializare. Nu degeaba zice Domnul Hristos, da, și le spune ucenicilor, veniți cu mine, învățați de la mine, îi adună împrejurul lui și le predă ștafeta ca să meargă mai departe. Biserica primară are 4 activități principale, printre care una era, da, părtășia frățească, părtășia frățească. Ori astăzi tehnologia mă separă, mă scoate dintre oameni, mă izolează și nu mai pot să socializez. Foarte interesantă situația aceasta, să știți. Și în momentul în care eu nu mai socializez, în momentul acela creierul meu se poate atrofia din punctul ăsta de vedere. Se atrofiază, eu sunt în lumea mea, sunt pierdut în lumea mea, fac ce vreau, încep să cresc eu în ochii mei, eu-ul meu se exacerbează și imediat, dacă ies în societate, trebuie tot să mă aclame, tot să mă aprecieze, că altfel e mare problemă. Și vedeți, la nivel de socializare, vă dau doar un exemplu,
Spunea un frate păstor pe care îl cunosc că într-o zi s-a dus la el un tânăr, deja era tânăr, și a zis, deci nu mai era copil, era tânăr. Și zice, e vremea să mă căsătoresc. Am invitat pe o fată într-o zi la înghețată și n-am știut ce să vorbesc cu ea. N-am știut. Stăteam cu ochii în pământ, mă uitam la mâinile mele care mi-erau sub masa aceea, acolo, mă uitam în înghețată la ea, n-am putut să mă uit, n-am reușit să comunic cu ea, n-am putut vorbi, eu vreau să mă căsătoresc, dar nu știu cum să comunic. Imediat ce am ajuns acasă fiecare, am început să scriem. Și așa de bine ne-am simțit că am putut comunica așa, scriind. Dar de ce nu putem noi comunica așa, verbal, să povestim gesturile noastre, cuvintele noastre? De ce? Tehnologia are un minus mare și anume mă scoate dintre oameni și mă izolează. Al treilea lucru și poate cel mai grav pe care îl aduce cu el tehnologia, un pericol și anume telefonul, pentru că de telefon vorbim, că ăsta e uzitat continuu, da? Pericolul ateismului, așa numesc eu, pentru că în oala asta se adună foarte multe. Eu țin minte când eram copil, am învățat să citesc în clasa întâia și din clasa întâia și până m-am știut, eu am tot citit, dar nu citeam Biblia, citeam altceva. Mare mi-a fost mirarea să văd că la vârstă de, să zicem așa, 18-20 de ani, eu nu mai credeam în Dumnezeu. Gândiți-vă! Crescut în biserică, dus de părinți încă de la grădiniță la biserică, de când eram la grădiniță mergeam continuu la biserică. Știam cântările pe de rost, am ajuns să cânt în cor, am ajuns să cânt în față cu instrument, cu acordeon sau cu pian, am ajuns să mă duc să dau îndemnuri și eu care dădeam îndemnuri nu mai credeam în existența lui Dumnezeu. De ce? Tot ceea ce m-a alimentat de-a lungul anilor au fost cărți după cărți pe care eu le-am citit și acei autori care nu erau creștini m-au influențat așa de tare încât am ajuns ateu. Nu mai credeam în Dumnezeu. Și o trebuie să stau în post și în rugăciune și să strig la Dumnezeu să-mi demonstreze că există. Asta a fost problema mea. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, ok, dacă eu citeam atunci în copilăria mea, cum mă duceam la școală, de la 8 până la 12, după aceea s-a extins de la 8 la 14, după aceea cum ajungeam acasă, citit, asta era viața mea. Îmi mai trimiteau părinții, mai făceam câte ceva, dar citeam. Și acum vă întreb, exact aceeași situație și același calapod îl trăiesc copiii noștri. Vin de la școală, acum nu mai citesc, dar stau pe telefon, ori pe un joc, ori stau pe desene, ori pe altceva. Și atunci dacă asta și asta și asta vine în mintea lor, în ființa lor, în gândirea lor, în trăirea lor și alimentarea asta cu informație continuă năvălește în ființele lor, atunci vă întreb eu, nu cumva există un pericol al ateismului, dar mai mult al demonismului, pentru că multe din jocuri, multe din desenele animate au în ele elemente de magie, au în ele elemente de necredință, de ateism, de demonism, au tot felul de denumiri de demoni pe care noi nu știm că ei deja le cunosc. Și atunci întrebarea mea este, nu cumva diavolul îi vânează chiar în casele noastre pe copiii noștri? Cum? Cu ateismul. Îi informează, dar nu din Biblie, din total altceva, și ei ajung un popor de atei. În următoarea generație noi ne așteptăm să botezăm, dar uitați-vă că tot mai slabe sunt, din păcate, nu numai în biserica noastră, în biserici în general, secerișurile de suflete. Gândiți-vă la asta, fraților, noi trebuie să punem foarte serios la suflet problema copiilor noștri, să intrăm în rugăciune, să intrăm în post, să-L întrebăm pe Dumnezeu ce este de făcut. În orice generație Dumnezeu a avut eroii Lui și eroii apar în vremuri de criză, fraților, și acum e vreme de criză și acum este vremea să strigăm către Dumnezeu pentru sufletele copiilor noștri și să le cerem din mâna lui Dumnezeu sufletele copiilor noștri. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu e mai puternic decât tehnologia? Eu cred din toată inima. Decât inteligența artificială, decât orice înseamnă tehnologia, decât orice aparat. Tehnologia este un produs finit al minții umane. Dumnezeu e infinit și El ne-a creat pe toți.
Și de aceea să strigăm la Dumnezeu pentru sufletele copiilor noștri. Ieri am vorbit de prima poruncă, acum le iau așa, da? Și fac o scanare rapidă și termin. Ascultă de părinți. Și le dădeam un exemplu sau o imagine, pentru că ei foarte mult funcționează astăzi pe bază de imagini, o ureche, da? O ureche, așa au înțeles. Încă ei mi-au zis o idee, ideea ascultării, da, o ureche. Copii ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept lucrul acesta. Dacă vrei să trăiești multe zile pe pământ, trebuie să asculți de părinți. Și asta e prima poruncă, da? Și dacă asculți de părinți și tata zice, mă, nu mai sta atâta pe telefon, imediat Dumnezeu zice, vreau să te binecuvintez și îți dau viață lungă. Un copil ieri a fost realist și a zis că el vrea să trăiască 80 de ani, altul că vrea să trăiască 100, vreo 50, altul că vrea să trăiască 2000 de ani. Să-i ajutăm să trăiască veșnic. Domnul să ne ajute. Dar vedeți, litera asta a ascultării, că le-am pus așa alfabetic, așa cum 10 sunt, nu sunt ABCD, dar le-am pus în ordine alfabetică. Al doilea lucru, a doua poruncă era citește Biblia și ei au zis, ok, o imagine cu un ochi și o Biblie, asta este. Și așa o rețin, așa o rețin. Iosua 1:8 deja l-am amintit, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Doamne, ajută-ne! Știu că aici la noi în biserică era un frate, el s-a mutat de aici, membru în altă biserică, dar fratele ăsta într-o zi mi-a mărturisit că a citit Biblia pe genunchi, toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa. Să știți că l-am admirat. Eu n-am făcut așa ceva niciodată. Dar el a zis că așa respect a avut față de cuvântul lui Dumnezeu, a stat pe genunchi și a citit Geneza, Exodul, Levitic și așa mai departe. Eu nu vă îndemn să faceți lucrul acesta, dar Domnul să ajute pe copilașii noștri să citească Biblia. Problema mea când mă luptam atunci cu ateismul din inima mea a fost următoare. M-am dus la un frate, la mărturisire, la un păstor și m-a întrebat, măi, cât la sută din ceea ce tu citești, cât la sută e Biblie și cât la sută e altceva? M-am zis cam 10%, poate cu mare indulgență, e Biblie și 90% e altceva. Zice, inversează rolurile. Fă 90% să fie Biblie și 10% altceva și o să vezi că Dumnezeu te mișcă. Fraților, vă mărturisesc, am citit cartea asta atunci, în perioada aceea, de la Geneza până la Apocalipsa, și râdeam de Biblie. Mi-e rușine să vă spun asta. Dar ăsta am fost. Ziceam că-s povești. Nu m-am mișcat nimic. Am citit-o odată de la Geneza la Apocalipsa. Ha, 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 dă-i pace, dă-i pace. Râdeam. Dar citeam. Mi-am promis la fratele, trebuie să citesc. Am citit-o. Când am început a doua oară de la Geneza încolo, a început Duhul Sfânt să miște inima mea. A început inima mea să se miște, să simt aici o căldură și au început lacrimile să încurgă, a început Duhul Sfânt să mă cerceteze. De ce? Am citit Biblia. Nu uitați, nu uitați și mai ales, asta spuneam eu, predică pentru copilași. Citiți, copilași, dragi, citiți Biblia. Domnul să vă ajute. Citiți Biblia mai mult decât telefonul. Decât vă uitați pe telefon sau vă jucați pe telefon, dacă vreți ca Dumnezeu să se atingă de voi, citiți Biblia, e porunca a doua. A treia, faceți părtășie în familie. Ieri mi-au zis copiii, da, o imagine frumoasă a părtășiei în familie este o căsuță cu o cruce în vârf, deja asta e o iconiță frumoasă pentru biserica acasă. Cine-i păstorul? Eu, zice un copil. Cine dă cina? Fac și ei cina Domnului. Mai este cât eu nu zice, eu sunt proroc și o mai dă pe lângă. Dar, ok, fac biserică în familie. Și ăsta e un lucru atât de important, pentru că Dumnezeu binecuvintează astfel de activități. Faceți cu ei scenete, fraților. Puneți-i cine-i Adam, cine-i Eva. Care e șarpele? Vine câte unul și el vrea să fie șarpele. Și imediat îi puneți acolo și fac bisericuță în familie. Și asta e Evanghelia pe limba copiilor. Și Dumnezeu face să intre aici, la inima lor, ceea ce trebuie să intre. Pentru că, vedeți, am găsit un text
Și vreau să vi-l citesc în Deuteronom, în capitolul 6. E un text foarte important pentru copilașii noștri. Deuteronomul, capitolul 6, e inima Bibliei pentru evrei, da? Ei textul ăsta îl iau cu ei peste tot. Și uitați-vă ce spune 6:6. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Asta înseamnă stocare. Stochează-le, frate, adună-le, înregistrează-le. Bun, al doilea lucru, memorare. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Al treilea lucru, să actualizezi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. De seara când te pui în pat, nu uita să le mai spui la copiii tăi o poveste sau poate un verset din Biblie, să-l discuți. Dacă ești cu ei pe drum în mașină, ia un verset, încearcă să-l explici sau spune-le lor să ți-l explice. Să vezi ce frumos intră Biblia în inima lor. Și apoi uitați-vă, practicare. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Și apoi proiectare spre viitor. Să le scrii pe ușorii casei tale, să rămână pentru generațiile care vin. Să le scrii și pe porțile tale, să nu-ți fie rușine de ele. Vedeți, asta e până la urmă o biserică în familie, o biserică în biserică, și Dumnezeu binecuvintează astfel de activități. 4. Era porunca, respectă ceasul zeciuielii. Și le-am spus la copii și ei s-au gândit la o imagine cu un ceas și atunci din 12 ore pe zi, spunem noi, 12 ore, îi dăm lui Dumnezeu o oră, o oră și ceva. Să nu uităm cum putem să-i dăm lui Dumnezeu ora aceea. Vizitez un bolnav, ajut pe un necăjit, îi zâmbesc unui om, mă gândesc la ceva, ce pot să fac, mai ales că e perioada aceasta cu sărbătorile, să mă duc să fac niște cadouri, să mă rog pentru cineva. La noi acasă avem seara, când sunt pe acasă, dacă nu e Cristina cu ei, dar ne rugăm pentru Mihai Burz, copiii deja știu numele. Și tata zice, hai că trebuie să ne rugăm pentru Mihai. Și Domnul Iisus să se atindă și de Mihai, să se atingă și de ceilalți bolnavi, fraților. Uitați-vă, în ceasul zeciuielii trebuie să-i dăm lui Dumnezeu o parte din timpul nostru. 5. Respectă vocea conștiinței. Era o altă poruncă pe care le-am spus-o copiilor. Vocea lui Dumnezeu vine în mintea lor, în inima lor, și atunci când ei fac anumite prostioare, conștiința îi acuză și asta e vocea lui Dumnezeu. 6. Umblă după daruri spirituale și după roada Duhului, după partea aceasta duhovnicească. Vedeți, noi de multe ori la copilași poate că îi subapreciem, dar Dumnezeu dintre copii poate să scoată niște vase de lucru deosebite. Fratele Presecan nu este aici, dar în familia lui practica ceea ce spuneam, biserica în familie, avea ori de rugăciune acasă și în timp ce era normal că avea copii mici atunci, dar în timp ce erau la rugăciune, fiica lui, una dintre fete, a văzut că prin geamul din fața ei intră o mână și mâna aceea ține o linguriță și în lingurița aceea este un pic de miere și dă să mănânce. Și a zis, tată, a venit un bărbat îmbrăcat în alb și mi-a dat să mănânc miere. Dar nimeni n-a văzut lingurița, numai ea. Mierea nimeni n-a simțit-o, numai ea. Dar a fost dulce? Da, dulce a fost. Din momentul acela Dumnezeu a început la fata asta să vorbească prin descoperiri. Domnul le-a botezat-o cu Duhul Sfânt și a început să vorbească în familie prin descoperiri. Fraților, nu-i prea devreme, cum spunem noi, ca să-i aducem la piciorul crucii și să aibă o naștere din nou și să primească daruri de la Domnul, că ei sinceri și Dumnezeu poate să lucreze prin ei în chip minunat. De aceea luați-o foarte în serios, faceți stăruințe cu ei acasă, facem cu ei stăruințe, nu-i rău, nu-i greșit, ca Domnul să-i îmbrace cu putere să reziste la potopul ăsta de desfrâu care e afară. E un potop groaznic de desfrâu, să știți. Lumea de astăzi se scufundă în violență și în imoralitate. Pornografia este la rândul ei peste tot, oriunde te duci.
și groaznic în lumea aceasta, fraților, parcă suntem într-o peșteră de tâlhari în care demonii își bat joc de oameni și copiii noștri se duc și trebuie să facă față la provocările care li se aruncă. Foarte greu în lumea asta. Și de aceea Domnul spune, stați cu ei, rugați-vă cu ei și rugați-vă lui Dumnezeu să-i sigileze cu Duhul Sfânt. Doamne, cercetează copilașii noștri. Porunca a șaptea, postește de la telefon. Asta e mai practic, așa. Să-și pună telefonul în altă cameră. Am întâlnit familii pe care le-am apreciat, le lăsau telefonul, mai ales vorbesc acum de vârsta asta preadolescenței, că deja de la 15 ani încolo nu mai ai cuvânt în fața lor, că deja au personalitatea lor, le mai trebuie la școală și așa mai departe. Dar am întâlnit familii care aveau reguli foarte clar trasate. O zi pe săptămână, în ziua cu tare, ai telefonul. Restul, nu. Postești de la telefon. Ei, dacă el intră așa, într-un ritm, într-un șablon, deja știe ce are de făcut, știe când e de tata, când nu, și așa mai departe. Și ăsta e extraordinar. Postește de la telefon. Imaginea, un ecran stins. Trebuie să fie stins. Isaia 58:6, rupe orice fel de jug. Dacă cumva creează și 100% creează dependență, atunci jugul ăsta trebuie rupt. Trebuie rupt. 8. Vizitează bolnavii. Vizitează bolnavii. Imagine, niște picioare care merg în vizită. Da? Astea le ține în minte. Matei 25:34, vine Domnul și le spune într-o zi oamenilor din jurul lui, veniți binecuvântații Tatălui, de ce? Moșteniți. Dar ce am făcut? Uitați-vă la versetul următor. Am fost bolnav și ați fost pe la mine. Am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. Fraților, haideți să-i obișnuim pe copilașii noștri cu vizitele la bolnavi. Nu vă gândiți că merg la un bolnav și arată rău bolnavul și să sperie copilul. Dacă când vede un monstru pe telefon, nu se sperie. Numai când vede un bolnav amărât și vai de el, la care trebuie să-i duce o lingură de apă, că poate nu-și poate lua apa să-și ude buzele, numai atunci să sperie. Haideți să o luăm serios, să nu ne gândim așa într-un fel și așa în alt fel, adică să avem două feluri de măsuri, că pe ecrane văd ei destui monștri care urâți de 100 de ori, mai urâți decât un bolnav. Bolnavii nu urâți, să știți. Bolnavii chip și asemănare după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Îi ați copiii lui Dumnezeu și de multe ori bolnavii, să știți, sunt perlele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi îngrijește prin noi pe pământ și noi trebuie să mergem să îi îngrijim. Domnul să ne ajute la aceasta. 9. Învață să te rogi frecvent. Și asta e o poruncă foarte bună. John Wesley avea o cămăruță de rugăciune. Am fost la Casa Memorială în Anglia, ne-au dus frații acolo. Avea o cămăruță de rugăciune fără pat, fără scaun, era doar un pupitru. Pe pupitrul acela era pusă Biblia deschisă, atât. El acolo, în cămăruța de rugăciune, putea să se roage și să citească Biblia, atât. Altceva nu putea să facă. Ar fi foarte frumos să avem și noi un colțișor în care să fie Biblia, telefonul să fie în altă parte, să învățăm să ne rugăm așa cum trebuie, fraților. Când eram copil la noi la Câmpia Turzii, erau doi tineri care și stăruiau după Duhul Sfânt, dar erau mari microbiști. Unul ținea cu Dinamo și altul cu Steaua. Ăștia stăruiau după Duhul Sfânt și știți cum stăruiau? Cu radioul la ureche. Amândoi stăruiau în aceeași cameră, radioul mergea și era fotbalul la radio. Și când auzea că o dat gol Dinamo, unul striga aleluia. Și când auzea de Steaua, striga celălalt. Trebuie să pocăiască. Au venit la biserică, fraților, trebuie să ne pocăim, uite ce am făcut. O trebuie să se pocăiască, dacă a vrut ca Domnul să-i boteze. Și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. O trebuie să scoată radioul din viața lor atunci, în perioada aceea. Ce s-ar întâmpla dacă copiii noștri ar lua telefonul frumos, poftim mamă, acum vreau o oră să stau cu Dumnezeu, să citesc Biblia și să mă rog că vreau în următorii 10 ani din viață să știu cum mă căsătoresc, ce profesie o să am, ce o să fie de viața mea și vreau cu toată seriozitatea ca Dumnezeu să-mi vorbească. Să știți că Dumnezeu le-ar vorbi, dar trebuie și porunca asta respectată. Roagă-te frecvent, roagă-te regulat. Și 10,
memorează Biblia. Și iar ai o imagine, nu? Un stick, un stick USB, o memorie. Memorează Biblia. Foarte important să memorăm Biblia, să memorăm Scriptura. Pentru că uitați-vă când diavolul vine la Hristos, Domnul, Domnul Iisus îi răspunde cu ce? Cu Scriptura. A venit diavolul la el, nu știm. Ăștia prin filme îl arată pe diavol că a venit șerpile, a venit printre pietre și au zis, preschimbă piatra în pâine. Nu a fost așa, fraților, nu a fost. Nu știm exact cum a mers, dar sigur a mers într-un chip în care a fost foarte seducător. Dar Hristos, Domnul, i-a spus foarte clar, este scris, este scris, este scris. Și când i-a zis este scris, l-a respins. Când vine gândul în mintea ta că Dumnezeu nu te mai iubește, că Dumnezeu te-a lepădat, că Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu tine și îți vin gânduri de sinucidere, te poți apăra cu Scriptura. Când îți vine diavolul și te laudă că cine ești tu și încearcă să te înalți ca să te prăbușească, să te mândrești că cine ești, te poți apăra cu Scriptura. Când vine diavolul și îți spune niște căi ocolitoare care nu-ți după adevăr, sunt căile minciunii, te poți apăra cu Scriptura. Oriunde te duci și dacă pe telefon vezi o imagine că-s pline, să știți, îți pline telefoanele și site-urile, intri să cauți ceva, pac, apare. Te poți apăra cu Scriptura. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Hop, ai închis, s-a terminat. În următoarea secundă ai închis. Nu admir, nu te uiți, nu privești. Pentru că astea sunt poruncile lui Dumnezeu. Dacă vrei să rămâi curat pe calea lui Dumnezeu. Și atunci vine Biblia și spune, te poți apăra cu Scriptura dacă memorezi Scriptura. Că atunci când vine diavolul și te bâzâi, așa cum te-ar bâzâi o muscă, una, cu același gând, păi stai să caut un verset să-i spun diavolului. Dacă tu îl ai în mintea ta, mintea ta e ca o cetate închisă. Diavolul nu poate să intre acolo, ferestre închise, uși închise, totul închis. Diavolul nu mai intră. De ce? Ai memorat Scriptura. Domnul Iisus să ne ajute pe toți să respectăm. Aceste porunci au fost așa gândite un pic pentru copilași, dar sunt și pentru părinți. Dincolo de toate, știți ce mă gândesc? Harul lui Dumnezeu să se reverse în familiile noastre peste copiii noștri. Oricât facem, orice facem, oricât putem noi, Dumnezeu poate totul, că e tot puternic. Și dacă El își pune harul Lui pe lângă strădanile noastre, o să iasă o operă de artă. Dacă El nu-și pune harul Lui, o să iasă un chin și un vai. Dar Domnul să-și reverse harul Lui și în anul 2024 peste familiile noastre. Amin.